grupele politice țin de o problemă de genul acesta, în sensul în care am avut în legislatura trecută un coleg de la PNL care era chiar în consiliu, consilier, și care cumpărase așa prin zona aceea Pieții Griviții un pământ pe care era o clădire remarcabilă de patrimoniu cultural în stil armenesc. A fost ceva vâlvă, probabil presa știe. Și primul lucru pe care l-am cerut a fost să demisioneze din Consiliul Local, pentru că mi s-a părut anormal. Sigur că lucrurile așa au evoluat. S-a lăsat acea construcție să se degradeze, s-a declasat și uite-te că acum se pot face construcții acolo. Patrimoniul cultural al Constanței, dacă îl punem în valoare, este evident că ne va arăta un lucru foarte important. Că din 21 de naționalități care sunt pe teritoriul României, 19 trăiesc în Constanța. Aproape că nu există o zonă cu un mix mai mare de etnii care să nu fie avut de-a lungul timpului niciun fel de problemă de natură confesională, și asta este extrem de important. Documentându-mă pentru proiectul nostru, citeam interviul academicianului Răzvan Teodorescu, care îl reproducea pe poetul Jacques Cocteau, care spunea așa: Orientul începe acolo unde nu se mai întreține nimic. E limpede că noi suntem în Orient. Și mi-aduc aminte că acum vreo 12 ani eram la Universitatea Babeș-Bolyai, chiar în cabinetul rectorului Marga, era atunci rector, și mi-a spus că domniile lor făcuseră un studiu științific, care a demonstrat că Occidentul pătrunde în România cu 20-25 de kilometri pe an. N-am putut eu atunci să realizez foarte repede cum poți, ca un set de valori, Occidentul e un set de valori, să le transpui în ceva liniar, dar se pare că așa e. Mi-a fost și rușine să întreb unde suntem. Sper să nu se oprească la arcul carpatic, așa cum spun unii. Nu se poate să vorbea cineva de comunism, păi eu întreb așa retoric, păi mormântul lui Hipogeu, domnule profesor, a fost descoperit pe timpul comunismului. Cred că dacă nu îl descopeream atunci, probabil că acum nu știam de el. Nu se poate ca mormântul lui Hipogeu, care este ceva extraordinar. Hipogeu. Nu, scuzați-mă, Hipogeu. Care, nu-i așa, ne aduce aminte de vremea lui Constantin cel Mare să fie în halul ăsta. Nu se poate ca, știu eu, ca Zinoul, care, eu cred că în zona asta este europeană, nu există construcție de tip Art Nouveau. Nu se poate ca edificiul roman din mozaic, și mă bucur că domnul președinte al Consiliului Județean spune că s-a aprobat finanțarea lui. Păi să știți, Constanța adevărat începe... Da. Constanța... Da. Constanța adevărat începe de acolo, pentru că de acolo au început primele schimburi comerciale. Și fără comerț, nu așa, fără schimburi comerciale, nu se putea face nimic. Eu nu cred. Nu cred eu că legislația actuală, așa cum arată ea, e adevărat cu lacune, este cauza esențială a acestor degradări. Până la urmă, este o chestiune de instituție și de oameni. Eu nu cred că, de exemplu, această lege nu putea fi modificată printr-o ordonanță de urgență. Greșesc cu ceva? Da. Se dorea. Dacă se dorea, se putea. Cum e greu să înțeleg, domnul rector Rugina, fac și eu ca un ziarist cu toată dragostea, spunea domnul Florin Angel că trebuie întrebată universitatea. Totuși, universitatea trebuie să fie racordată la mediul economic, social și cultural al cetății. Pentru că nu e așa, imperativele absolvenților care trebuie să fie. Să știe, să facă, să fie specialiști, să trăiască în comunitate. Avem acolo o facultate de istorie, dar sigur că pentru asta trebuie o independență politică și lucrul ăsta nu vă privește pe dumneavoastră. Eu n-am avut impresia de-a lungul acestor 27 de ani că universitățile din Constanța au fost independente politic, și dacă sunt independente politic, ele trebuie să aibă o voce în comunitate, trebuie să critique derapajele tuturor, ale instituțiilor, ale oamenilor, ale entităților. Până la urmă, oameni, și cu asta am să închei. Este o problemă, după părerea mea, de filozofie.
acceptăm că aceste lucruri care vin din trecut, care sunt în istoria noastră, ne dau niște informații extrem de relevante. Și ne conturează, dacă vreți, memoria noastră colectivă comună. Reprezintă un patrimoniu inestimabil social. Este zestra noastră, este un tezaur de viață. Și acceptăm că dacă nu-l cunoaștem, ne expunem unor riscuri greu de evaluat? Cred că întrebarea este retorică. Și dacă acceptăm, eu cred, domnule președinte al Consiliului Județean, că trebuie să luați inițiativa și să aveți un proiect endogen pentru restaurarea întregului patrimoniu cultural. E adevărat, pe mai mult timp, că nimeni nu spune că se face de azi pe mâine, în care să prevedeți acțiuni concrete, surse de finanțare, responsabilități și termene și care să fie evaluat periodic. Eu cred că o abordare de acest tip și, bineînțeles, să o supuneți discuției, să o supuneți discuției întregii comunități. Eu cred că o abordare așa, în felul acesta, ați putea... Da. Dar încă o dată vă spun, un proiect pe care să... 5 proiecte, dar 5 proiecte trebuie să facă parte dintr-un proiect mai amplu de a recupera patrimoniul. Sigur că da, eu vă felicit, dar încă o dată vă spun, trebuie să privim totuși la macro situație.